Bun găsit tuturor! Sunt Laura Zgârcitu, managerul proiectului Girl Power Network, rețeaua fetelor puternice din rural, proiect derulat de Fundația Progres cu sprijin financiar Active Citizen Fund România. Prin programul finanțat de Islanda, Norvegia și Liechtenstein, prin granturile SEE 2014-2021. O avem astăzi invitată alături de noi pe doamna Camelia Crișan, lector universitar, doctor al Facultății de Comunicare și Relații Publice SNSPA, și ne propunem să vorbim despre cetățenie activă. Bine da. Ai venit, Camelia! Bine v-am găsit, deși n-am mers prea departe decât din birou acela în birou acesta. Și cred că Laura ar fi ok să spui și de cealaltă pălărie pe care o port eu, și anume de CEO al Fundației Progres, pentru că lumea o să mă mai și vadă prin diverse alte... Corect. Dar astăzi purtăm pălăria de lector universitar de la SNSPA. Știu că tu ai mai derulat un program. Da. Care este foarte relevant pentru discuția noastră de azi, dacă vrei să ne spui câteva cuvinte. Și de fapt, cumva cred că asta, apropo de ce te califică vocea și talentul, cred că asta e cel mai important lucru sau cea mai importantă dimensiune care mă califică pentru ca să avem discuția de astăzi. Cu ceva vreme în urmă, organizația noastră, Fundația Progres, a implementat un proiect finanțat de aceleași fonduri norvegiene, cum le zicem noi, SE Grants, a cărui obiectiv era să formeze capacitățile de cetățenie activă într-un număr de 14 județe prin intermediul bibliotecilor județene, bibliotecilor publice. Și cu ocazia asta știam despre conceptul de cetățenie activă, dar am aflat mult mai multe pentru că a trebuit să facem o documentare serioasă. După ce am făcut documentarea serioasă și am scris cererea de finanțare, am lucrat în 14 județe cu cetățeni care nu fuseseră activi și au devenit activi. Și atunci ăsta este motivul pentru care cumva sunt astăzi alături de fetele noastre din rural și alături de tine. Păi hai să pornim discuția de la o clarificare. Ce înseamnă de fapt cetățenie activă sau ce poate însemna pentru un tânăr, o tânără în mod special, a fi un cetățean activ? Ok. Fetele care ne urmăresc sau toți adolescenții care ne urmăresc trebuie să știe că, în general, cetățenia vine odată cu locul unde te-ai născut și cine sunt părinții tăi. Există țări care oferă cetățenie, adică dreptul de a fi parte a unui stat, în baza locului nașterii. Alte țări care oferă cetățenia în baza legii sângelui, cum ar veni, adică cine sunt părinții tăi, da? Și dacă părinții tăi sunt români, înseamnă că tu ești cetățean român. Dacă părinții tăi sunt români, dar de exemplu te-ai născut în Statele Unite, poți să fii cetățean american. Deci există țări care oferă cetățenia pe baza locului în care te-ai născut și țări care oferă cetățenia pe baza naționalității cetățeniei pe care o au părinții tăi. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că deja aparții cuiva, aparții unei structuri instituționalizate, da? Ești cetățean. Cetățenia vine cu drepturi și, bineînțeles, obligații. Toată lumea probabil a văzut filmul Spider-Man, unde lui Spider-Man îi se spune la un moment dat: cu puterea vine și responsabilitatea. E bine, cu cetățenia vin drepturi și obligații. Ai dreptul să fii școlarizat în România, dacă să primești gratuit școală. Ai dreptul la asistență medicală gratuită, astea sunt drepturi, dar vin și o serie întreagă de responsabilități pe care le ai. Adică trebuie să respecti regulile, legile țării, de exemplu, trebuie să respecti Constituția. Și astea sunt drepturi și responsabilități. Dincolo de lucrurile astea, care sunt foarte clar reglementate prin lege și nu are sens să discutăm despre ele, vine ideea de soft power, de drepturi soft, de responsabilități soft. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că ele sunt implicite. Nu ești obligat să faci lucrurile astea. Dar ca să funcționezi într-o societate care la rândul ei funcționează normal, ar fi bine să te uiți dincolo de aceste drepturi și responsabilități și să pornești de la premisa că societatea în care trăiești, comunitatea în care trăiești, depind foarte mult de ceea ce faci tu. Și nu mai trebuie să aștepți intervenții ca să-ți fie bine doar din afară, ci trebuie să clădești propriile competențe și ai și puterea, pentru că trăim într-o societate liberă, da? Nu în care un autocrat ne spune ce avem voie să gândim, ce avem voie să spunem. Deci trăim într-o societate liberă și atunci avem dreptul să construim societățile și comunitățile așa cum ni le dorim. Ca să facem asta trebuie să fim activi, pentru că societățile și bunăstarea nu se coboară din cer.
Ele sunt la îndemâna noastră a tuturor și, de fapt, dacă vrei, într-o foarte mare sinteză, la asta se referă cetățenia activă, capacitatea ta de acțiune ca cetățean, din rolul de cetățean, pentru ca societatea, comunitatea în care trăiești să fie mai în direcția pe care tu ți-o dorești. Bănuiesc că bunăstare, bănuiesc că siguranță, lucruri de genul. Diferența între, practic, între a fi un cetățean pasiv, exact, și un cetățean activ. Exact. Dar ducându-ne la grupul nostru țintă, la niște preadolescente sau adolescente, dă-ne niște exemple sau ce ar trebui să facem în grupul ăsta țintă ca să fim niște cetățeni activi. În primul rând trebuie să conștientizezi că poți să fii un cetățean activ și să îți fie foarte clar în minte faptul că societatea în care trăiești, comunitatea în care trăiești, nu sunt un dat. Nu sunt ceva fix în piatră, ci sunt lucruri pe care, asupra cărora tu poți să acționezi ca să le schimbi. Ăsta e primul lucru foarte important în toate cursurile și în toate materialele pe care le-am citit și le-am experimentat de cetățenie activă. Ăsta e primul lucru, să ieși din gândirea că ceva ți se întâmplă și să pornești de la premisa că dacă vrei ceva bun, trebuie să faci tu acel lucru să ți se întâmple. Bun, și acum ce poți să faci concret? Păi ce poți să faci concret sunt multe lucruri. Și cred că o problemă când ești preadolescent este că îți imaginezi că nu poți să faci nimic. Pentru că trebuie să asculți ce zic părinții, trebuie să asculți ce zic profesorii și ca urmare ești un supus al unui sistem care nu vrea să-ți facă altceva decât să, nu știu, să te facă după chipul și asemănarea lui. Ceea ce este cât se poate de fals. Un lucru pe care poți să începi să-l faci încă de când ești tânăr este să începi să faci voluntariat. Să începi să faci voluntariat. Ți se pare că e ceva care nu-i bine la tine în sat? Găsește încă unul, doi și apucați-vă de treabă. Dacă e mizerie pe malul râului, nu trebuie să aștepți să vină cineva, un ONG din București și să spună, știți, trebuie să trăim într-o societate curată. Nu-ți place ceva? Schimbă! Și să știi că eu personal am descoperit asta destul de târziu, pentru că eu am crescut până la 14 ani în comunism. După care am venit la facultate la București și într-unul dintre proiectele la care am participat ca voluntar, a fost o conferință internațională. La conferința asta internațională veneau foarte mulți oameni din vestul Europei. Și la un moment dat, fiind în comitetul de primire, comisia de primire a oamenilor din străinătate, trebuia să le facem niște badge-uri, să le scriem numele și de unde vin. Și a venit la noi un participant și trebuia să-i dăm badge-ul de numele și de unde venea. Și noi ne-am uitat la el, eram o târlă de 4-5 voluntari și am zis, s-a stricat imprimanta. Și el s-a uitat la noi și a zis, reparați-o, nu povestiți mie că s-a stricat imprimanta, aveți o problemă cu imprimanta, reparați-o, nu e treaba mea să rezolv problema ta. Și atunci, după ce omul ne-a zis reparați-o, ne-am avut pur și simplu epifanie. Ne-am dat seama că dacă vream să se întâmple ceva, trebuie să facem noi lucrurile să se întâmple, să așteptăm de undeva să se pogoare pe noi. Deci tinerii pot începe prin a face proiecte micuțe de voluntariat care nu implică nimic decât un pic de timp și un pic de voință. Poate că ai nevoie de saci. Și aici vine sentimentul ăsta. Ce fac? Că n-am de unde. Fraților, dacă vă puneți toți 2 lei, 3 lei din banii de buzunar, reușiți să faceți asta. Și eu cred că important este să găsiți aliați la nivel de comunitate. Pentru că dacă vă duceți la magazinul din sat și ziceți, da, avem și noi nevoie de un sac, n-avem, o să vedeți câtă lume se organizează. Iar tineri din România sunt plini de resurse. Pune un anunț pe Facebook și spune, am nevoie de saci, să strâng gunoiul de la mine din comună. Eu îți garantez că 50 de oameni zic, nu numai că îți dau saci, îți dau și mănuși și vin și ei. Deci trebuie să ai inițiativă, trebuie să vezi lucrurile, trebuie să ai, dincolo de dorința asta de a face voluntariat, o curiozitate. Ce pot să fac eu pentru ceilalți? Deci faceți voluntariat de mici. Intrați într-o atitudine de genul am ceva de zis. Pentru că în cercetarea pe care noi am făcut-o pe proiectul cu fetele, am observat că fetele au această tendință de a considera că trebuie să le spună lumea ce trebuie să facă. Și atunci când spun că au ceva de zis, nu sunt ascultate. Nimeni nu o să te asculte dacă încerci o singură dată. Încerci o dată și încă o dată și încerci încă o dată și încerci încă o dată. Când erați mici, vă aruncați pe jos și trebuia să vă cumpărăm noi ca mame lucruri din magazin. Când creșteți mari, uitați asta. Nu uitați asta. Mai ales și nu uitați și reîncepeți să o faceți pentru oamenii din comunitatea voastră. Nu ai pentru jucăria sau păpușa pe care o vrei. Deci ai în tine ce trebuie, doar
descoperă lucrurile astea. Deci, voluntariat e o direcție. Toate activitățile extrașcolare posibile. Dacă în școala ta vine un club de coding, dacă în școala ta vine un club de robotică, dacă în școala ta vine un club de teatru, fă-le. De ce? Pentru că toate astea o să te ajute în viață și îți dau șansa asta de a ieși din carapacea în care uneori te închizi singur când ești adolescent și preadolescent. Și gândește-te că soluția vine de la tine. Dacă nu-ți place ceva, schimbă, n-aștepta. Există probabil, da, mai ales la vârsta asta, o grămadă de piedici. Familie, școală, într-adevăr. Niște cazuri de cetățenie activă, niște exemple. Asta ca să înțelegem concret. Cum... Mi-a plăcut când ai zis asta cu familia și școala, pentru că mi-aduc aminte că unul din exercițiile pe care noi le facem în cadrul cursurilor de cetățenie activă este să îi facem pe participanții noștri, și este un exercițiu pe care îl pot face și fetele noastre, ascultând sau după ce urmăresc dialogul. Se referă la presupozițiile culturale pe care noi le avem. Ce înseamnă asta? Știu că e foarte alambicat, presupoziții culturale. Sunt pur și simplu lucrurile cu care suntem crescuți de când suntem mici. Și unele sunt deștepte. Unele dintre ele cu care creștem și suntem socializați de părinți sunt casa părintească nu se vinde niciodată. Da? Bun. E ok, e clar, toată lumea își dorește asta, dar dacă îți permiți, nu vei vinde niciodată casa părintească. Și astea sunt lucrurile bune cu care suntem socializați, dar suntem socializați și cu lucruri proaste. De exemplu, fata trebuie să-și aștepte rândul. Dacă ești fată, atunci tu nu ai voie să vorbești până când altcineva nu-și spune cuvântul. Deci suntem socializați de familie în direcția asta și atunci toate astea sunt bariere. Noi ne zicem în cap, oare bine să fac asta, oare trebuie să fac asta? Mi-a zis mama că n-am voie să, mi-a zis bunica că n-am voie să. Nu vrei să știi cum am fost crescută eu și generația mea, că eu am crescut la țară, adică nu am crescut la oraș. Și știu ce înseamnă să n-ai voie să ieși după a sfinți. Bunica ne zicea, după ce sfințește sorile, fetele n-au voie să iasă din casă. Adică, mă înțelegeți, vara de la ora 7, noi trebuia să stăm în casă și să facem ce? Că pe vremea noastră la televizor era emisiune de la 8 la 10, deci măcar la televizor nu te puteai uita. Realizez că astea erau poate sfaturi utile pe vremea când bunica era fată. Astăzi, complet irelevante. De ce să nu lași fata să iasă afară după ora 7? N-ai voie să te joci cu cioprancele, zicea bunica. Cioprance în Ardeal înseamnă băieți tineri. Păi cum să mă socializez? Cum să înțeleg ce gândește genul opus dacă n-am voie să mă joc cu ei? Deci astea erau niște sfaturi foarte bune în trecut, complet irelevante astăzi. Și atunci unele dintre noi suntem crescute încă în spiritul ăsta, că mamele noastre n-au ieșit cu toate picioarele din sat. Mai țin un deget, știi, în satul care le-au crescut. Toate lucrurile astea îndeamnă femeile să tacă din gură, să-i aștepte pe ceilalți să zică ceva. Și atunci tu crești și nu faci nimic. Deci un lucru de care trebuie să te dezbați sunt aceste prejudecăți culturale. Și după ce începi să faci, știi că pofta vine mâncând. Și începi să faci prima activitate și ți iese. Și începi să lucrezi cu fetele și faceți un club al fetelor la voi în comună. Toate activitățile astea care sunt absolut perfecte și te îndeamnă la civism, nu trebuie să fie lăsate acolo. Pentru că unul din lucrurile, și poate mă duc înainte în discuția asta, dar acum am vide ideea și vreau să o zic. Unul din lucrurile astea se reflectă după aceea la cum e condusă țara. Dacă tu nu te implici de mică în activități civice, dacă tu nu te implici de mică în ceea ce se întâmplă în comunitatea ta, o să te trezești că primarul și consiliul local e făcut numai din bărbați. Niciuna dintre fetele noastre nu intră în politică după aceea, pentru că tu, dacă înțelegi ce trebuie să fie rezolvat în comunitatea ta, trebuie să ai curajul să zici, domne, eu vreau și putere, nu numai faptul că mă lăsați aici să adun gunoaiele. De ce eu să adun gunoaiele și voi decideți după aceea ce se face și ce nu se face în comună? Deci fetele noastre trebuie să gândească încă de pe acum că o direcție a viitorului pentru ele poate fi politica. De ce nu? De ce să nu decizi tu? Politică, activism, orice fel de implicare, da, în viața publică. Dar asta și sunt femei, sunt multe femei active civic, dar foarte puține dintre ele fac pasul ăsta spre politică. Deja de la vârsta asta, 14-16 ani, te poți implica în activitățile partidelor politice. Nu e niciun fel, nu pasă la ce partid politic te duci, atâta timp cât te duci și conștientizezi că adevărata putere de schimbare a comunității este în politică. Du-te spre politică.
Da? Nu e, nu spun spre ce politic, dar nu gândi că politica e o mizerie, pentru că dacă tu gândești că politica e o mizerie, o să stai departe de ea, dar mizeria asta îți reglementează viața. Și atunci, activismul e primul pas spre a te duce acolo unde vocea ta contează mult mai mult. Hai să vorbim concret, niște exemple de urmat, să zicem. Pentru fetele care ne urmăresc. O să încep cu internațional și mă duc spre național. Sunt cel puțin două fete către care fetele noastre din rural se pot uita și pot să le prea ca, nu în totalitate cu ceea ce fac, dar pot să le vadă și să, în fine, să le urmeze, să fie inspirate de ele, hai să zicem. Prima este Greta Thunberg. Știu că lumea o critică pe Greta. Și știu cât de mulți detractori are, cât o consideră nebună, cât o... Greta, un exemplu de urmat, Greta nu se uită în spate. Când ea a conștientizat că pentru ea și generația ei schimbările climatice sunt cruciale, fiindcă fără ca noi, generația asta, să facem o economie neutră, adică să nu mai aruncăm în aer și mai mult dioxid de carbon. Deci ea, când a conștientizat și a conștientizat că acest tip de comportament este important, fiindcă altfel ea și copiii nu o să mai trăiască pe planetă, a dat naștere unei mișcări mondiale. Da, a ajutat-o tatăl ei să facă mesajele pe Instagram și pe TikTok și pe Facebook, dar ea a avut curajul să se pună în fața acestei mișcări. Știa că o să fie oameni care o să o critique. Așa, și curajul ăsta este incredibil. Sunt, deci trebuie să ne asumăm că s-ar putea să nu fie comod, da. Să fie, da, așa e. S-ar putea cu să discuții, nu fie comod. Cu, da. Dar lumea se uită la tine și te privește ca un exemplu. Mai este Malala, care știi foarte bine, a vrut să se ducă, n-a vrut altceva decât să meargă la școală. Să spunem cine este Malala. Malala Yousafzai este o tânără din Afganistan care a vrut să meargă la școală. Regimul musulman al talibanilor din Afganistan nu dau voie femeilor să se ducă la școală. Au targetat-o pe ea și familia, au încercat să o omoare, a fugit din Afganistan, acum e în Marea Britanie. O fată care s-a luptat pentru dreptul ei la educație. Care era cât pe, da, ce să fie omorât, adică, da, cum, exact, să spun, sunt exemple, na, care duc până la sacrificiu suprem. Acum, exact, nu cred că nu, trebuie, da, neapărat să mergem până acolo, dar sunt exemple de oameni care își asumă și care, da, într-adevăr pot face schimbarea. Pentru că schimbarea nu e ieftină, adică nu e... Corect. Implică o anumită asumare și niște riscuri de imagine, de... dar așa se fac schimbările. Sunt și fete care în România au ieșit în public, nu am numele acum în minte, dar e cazul unei fete care a ieșit în public și a povestit despre faptul că în continuare în școala ei se cer sume diverse de la părinți pentru ca să se dea bani în fondul clasei. Și că în funcție de asta, unor copii le se dau note mari, altora note mici. A ieșit în public și a vorbit despre asta. Excelent, bravo! Evident că s-au găsit unii care să o critique, dar eu vă spun, o perioadă scurtă de timp a fost în politică. Nu există să nu te critique cineva, indiferent ce faci. Ai rujul prea roșu, n-ai ruj deloc. Părul stă astăzi într-un fel, părul stă mâine în alt fel. De ce s-a îmbrăcat cu rochia asta? De ce nu s-a îmbrăcat cu altă rochie? De ce are pantofii ăștia? Nu o să scad niciodată de critică. Dar tu nu trebuie să te gândești la critici, pentru că dacă te gândești la critici, nu mai faci nimic niciodată. Trebuie să te gândești unde vrei să ajungi. Exact. Exact. Deci sunt și în România exemple de femei care nu s-au uitat în urmă și fac treaba asta și o fac bine. Da? Deci există. Dă-mi un exemplu, nu știu, de o femeie care este primarul unei localități. Uite, Elena Lasconi de la Câmpul Lung. Elena Lasconi face... care a fost o jurnalistă, da, da, deci exact, n-a fost implicată, da, în politică, știu și eu, de, da, mică, să zicem, da, așa. Dar care atunci? Care acum va fi probabil nominalizată judecător la Curtea Constituțională, Ana Cătăuță, de la PSD, de la Bacău. Deci sunt femeile găsiți în toate partidele politice. Femei care și-au asumat că fac lucruri. Și au făcut-o până la urmă și știu că a fost dificil. Nimic nu e ușor pe lumea asta și trebuie să le spunem fetele noastre, nimic din lucrurile care contează în viață nu sunt ușor de obținut. Trebuie să faci sacrificii, uneori trebuie să nu dormi nopțile, alteori îți cere efort extraordinar fiindcă trebuie să-i organizezi pe ceilalți, dar nu poți să te dai bătută, mai ales dacă sunt lucruri în care crezi. Iar activismul civic este fundamental.
De ce? Pentru că așa începi să dai de greutăți. Și dacă vrei să faci, să plantezi panseluțe la tine în comună, probabil că vai avea niște oameni care o să zică ok și alții care o să zică, dar de ce nu narcise? De ce? Pentru că așa sunt oamenii și așa e democrația. Democrația nu este un lucru simplu în care vine cineva și zice panseluțe peste tot și nu mai mov. Nu așa funcționează. Trebuie să înțelegi că oamenii au opinii diferite, trebuie să-i aduci la aceeași masă, trebuie să-i unești, trebuie să-i lași să discute, trebuie să negociezi cu ei. E dificil, dar în momentul în care obții lucrurile astea, simți că ai făcut un lucru de impact pentru comunitatea ta. Și totul începe cu a gândi în termen de cetățean activ. A gândi că lucrurile depind de tine, ați forma competențele în direcția asta, ele se formează încet, încet. Mai întâi ridici mâna la ora de la școală și spui cât face 2 cu 4, de ce, că știi cât face asta. Da? După care intri în debate. E ok, știu că la noi se zice, nu, vai, dar adoptă poziția ghiocel în discuțiile cu profesorul. Nu, dacă ai opinie, eu sunt profesor la facultate și vă spun că atunci când studenții mei adoptă poziția ghiocel, mă supăr eu. Înseamnă, eu cred că eu n-am făcut ceva bine. Că nu-i fac să gândească și să se raporteze critic la un lucru. Deci nu toți profesorii așteaptă să fii în poziția ghiocel, unii din contra se așteaptă de la tine să ai ceva de zis sau te provoacă pentru ca să arăți că tu vezi și dintr-un alt punct de vedere o chestiune pe care ți-o zice el. Deci gândirea critică, capacitatea de a exprima ceva în care tu crezi, iarăși e importantă pentru cetățenia activă și e important să o exersezi la școală, e important să o exersezi în familie și e important să o exersezi în comunitate. Deci pașii ar fi... Scuze-mă, mi-am mai adus aminte de un caz. Chiar la noi în organizație știm de el, e o comună, cred că în Argeș, dar nu mai țin minte exact cum se cheamă, de fapt știu cum se cheamă, dar nu vreau să o spun acum, în care copiii dintr-un club de coding s-au hotărât să facă ceva pentru comunitate. Drumul de ei din localitate avea grop și știi ce au făcut? În fiecare groapă din drum au plantat flori. Și intrai în comună, primarul a intrat și a văzut că în gropile din sat sunt plantate flori de către copii și au făcut așa desene cu creta de jur împrejurul lor ca să vadă primarul mai bine că acolo sunt gropi și că ele trebuie să fie reparate. Și până la urmă s-au reparat gropile. Deci poți să fii și haios atunci când vrei să faci proiecte de cetățenie activă în comunitate. Poți să fii și cumva mai caustic și să te duci și stai cu pancarta în fața primăriei până când rezolvă primarul. Și încă un caz, ăsta s-a întâmplat în Polonia și cred că ar fi interesant să-l afle fetele noastre. Era un orășel din Polonia în care primarul nu vrea să le facă tinerilor piscină. Și au insistat, n-au vrut, primarul n-a vrut sub nicio formă și atunci ei au făcut o filmare, s-au îmbrăcat în costume de baie și au pus colace. Și-au luat umbreluțe de soare, sirop cu umbreluțe și așa mai departe. Și s-au dus pe un izlaz la marginea orașului și au început să înoate prin iarbă. Și-au făcut filmarea asta preț de vreo 4-5 minute. Se făceau că se aruncă în apă, dar se aruncau pe jos în nisip sau în mâl sau ce era pe acolo. Și-au făcut filmarea asta și au dat drumul pe internet. Și-au zis, primarul nostru nu vrea să ne facă piscină. Da, uite ce ne-am gândit noi să facem. Au început să-l sune pe primarul din localitatea respectivă, primar din alte orașe, să-l întrebe, băi, tu ești ăla de care au făcut mișto toți tinerii de la tine din oraș? Și ghiși ce s-a întâmplat. După ce povestea asta a devenit virală, primarul a zis, vă fac piscină, nu mă scoateți nenorocirea de pe internet că mă faceți de râs. Deci poți să faci cetățenie activă și poți să te duci spre lucrurile care te interesează în multe direcții. Important este din nou să faci ceva. Deci poți pur și simplu să te implici activ în comunitatea ta. Mă gândesc că o altă modalitate este să lucrezi alături de ONG-uri care deja fac lucruri, da, pentru că ai ocazia să și vezi cum se fac lucrurile, adică nu trebuie să inventezi neapărat tu gaura la macaroană. Da. Și într-un fel sau altul să fii deschis. Totuși internetul ne oferă atâtea resurse și atâtea posibilități și hai să nu-l vedem doar ca o modalitate de a pierde timpul, ci de a ne informa și deschide mintea, pentru că într-adevăr dacă
să zicem, școala, părinții, autoritatea, nu fac nimic, ce pot eu să fac ca simplă persoană? Exemplul tău este exact ăsta, de a pune presiune. Da. Și în momentul în care informația astăzi circulă în toate direcțiile, da. Da, există presiunea și pe școală, și pe, da. Sigur, făcute cu bun simț, cu respect pentru părinți, adică nu mergem în... Aș zice uneori... Și încearcă să testezi limitele. Nu zic să le încalci, dar poți să testezi limitele. Adică okay. Să fii adolescent, să ți se spună trebuie să faci ca părinții. Nu, dar poți să testezi limitele. Și nu spun să le testezi sărin calul, dar poți să testezi un pic limitele. Și ok, poți să pui o pancartă cu un spray făcut și zici: domnul primar, nu sunt de acord cu tine. Sau poți să insiști până când cineva te ascultă. Deci aș zice un pic de îndrăzneală, n-aș zice nebunie, dar aș zice îndrăzneală cu tezanță, un pic de leadership în tine, un pic de adunat oamenii și de gândit cum e cel mai bine să îi faci să miște în direcția asta. Adică cu mințenia e bună când ai 2 ani, dar nu mai e bună când vrei să schimbi comunitatea. Acolo cred că trebuie un pic de îndrăzneală și cu tezanță. Și nu, din nou, nu a sări calul, dar împinge un pic limitele. Că uneori limitele sunt puse acolo de câțiva zeci de ani. Și poate poți să ieși afară după ora 7, poate e mai ok să vorbești cu băieții. Poate e ok să îi spui domnului primar într-o ședință de consiliu local că nu ești de acord cu el. Da, adică gândiți-vă că uneori limitele sunt puse acolo de mulți ani, da? Și poți să încerci să le împingi. Nu se poate, nu se poate, dar poți să încerci. Și asta aș zice, un pic de îndrăzneală, un pic de cutezanță și o viziune a faptului că și tu poți să faci ceva, să schimbi ceva în comunitatea ta. Mulțumim frumos, sperăm că a fost o discuție interesantă. Mulțumim și fiți cutezătoare!